publicitatea azi cu genul ăsta de produs, doar l-am menționat, ca să avem așa întreaga imagine. La aplicațiile din construcții. O să vă prezint produsele din vată minerală care se pot instala în acoperiș înclinat deasupra căpriorilor, deci ceea ce am menționat acum. În general, am păstrat abrevierea din limba engleză. SW e stone wool, deci ar fi vată bazaltică. Aici așa avem aplicații. La acoperiș înclinat obișnuit, instalația, montarea vatei între și sub căpriori cu glasul, adică cu vată de sticlă. La fațadă ventilată voi prezenta soluții iarăși cu vată bazaltică. Mă rog, este avantajul celui care le fabrică pe amândouă, ca să poată să găsească pentru soluții efectiv produsul care e cel mai potrivit. La Etix cu vată bazaltică, bineînțeles. La pardoseală nu prezint, dar am putea ulterior să vedem soluția cu vată bazaltică. La acoperiș înclinat, partea de pod, soluție cu vată de sticlă. La acoperiș terasă, cu vată bazaltică. Și aici am mai avut la planșeu peste subsol neîncălzit, soluție cu vată bazaltică. Dacă începem cu acoperișurile și cu acoperișurile înclinate, este vorba despre acoperișurile te auzim acum. Da. Cred că a fost o întrerupere. Da, a fost o întrerupere la mine. Da. Te rog să reiei slide-ul, adică da? Să reiei prezentarea slide-ului ăsta de la început, că nu s-a auzit. Adică ăsta cu soluții pentru... Nu, celălalt. Următorul. A, da, trecem la următorul. Da, până aici a fost bine, s-a auzit. Și acum la următorul cu acoperișul. Aici, bun, de aici dacă poți să reiei. Da. Oh, super. Este genul de situație în care avem șarpanta, care de fapt asigură toată partea statică a acoperișului. Nu e nici produsul izolant, nici învelitoarea. Și care este alcătuită dintr-o serie de elemente, da, care fac parte din jargonul durghierilor. Popi, căpriori, coamă, cosoroabă, care alcătuiesc prin așezare încrucișată, o soluție care aici se sprijină pe planșeul ultimului etaj, pe pereții laterali și pe planșeul ultimului etaj. Avem și scândurile care sunt montate către exterior, astereală. Și începând de aici vom încerca către exterior să instalăm partea de învelitoare, care e o parte asigurată de membrana de difuzie și mai ales de învelitoarea propriu-zisă, cătuită din țigle, table și alte produse care au proprietăți șindrile, șindrilă bituminoasă, proprietăți hidroizolante. Și tot pe ea, către interior, instalăm ceea ce denumim partea de termoizolare și placare interioară. Noi ne ocupăm de termoizolare și placare interioară în continuare. Și ajungem, de exemplu, la soluția pe care noi am denumit-o soluția mansarda perfectă plus. Este o îmbunătățire a soluției inițial denumite mansarda perfectă, care, cred că majoritatea dintre voi nu au nevoie de prea mari intervenții ca să o descriu. Deci se vede, e un strat de vată instalat între căpriori, un strat de vată sub căpriori, niște ancore metalice instalate pe căpriori în care se montează profile metalice. Pe profilele metalice
se sprijină până la urmă vata minerală, se sprijină membrana barieră de vapori și se sprijină și placarea de gips-carton, ele transmițând apoi prin ancore toată încărcarea către căprioare. Ce ar fi demn de menționat? Veți vedea, vom aborda rând pe rând cerințele fundamentale ale, pentru un element de construcție sau pentru o construcție și vom arăta cum răspunde soluția asta la fiecare dintre ele. Cum vom intra în detalii cu privire la modalitatea de montaj, fazele de montaj, detalii, dacă simțiți nevoia, vă rog să-mi spuneți. Am zis, înainte de a vedea cum se aplică, să înțelegem de ce este conceput așa. O parte un pic mai în amonte. Vedeți că sunt niște indicate, niște grosimi de produse. Avem un produs bine identificat, care este vată de sticlă izover forte, deci un produs cu o conductivitate termică foarte bună, 0,034 și 100 de milimetri între căpriori, 200 de milimetri sub căpriori. De ce? Pentru a răspunde la această cerință, cerința de economie de energie și izolare termică, așa cum e formulată ea în regulamentul produselor pentru construcții. Care regulament va fi în curând tradus în metodologia MC001, care este actualmente în revizuire, deci de data asta într-un document normativ românesc, și care prevede, dacă ne uităm în tabelul din partea stângă, rezistențe termice corectate minime, la capitolul planșeu peste ultimul nivel, sub terase sau poduri, o valoare de rezistență termică corectată de 7 sau un coeficient U' de 0,14. Ăsta e motivul pentru care am prevăzut grosimile respective. Nu poți cu un produs mai puțin performant ca izolare termică sau mai subțire să satisfaci această cerință. Am făcut calcule pentru partea din acoperiș, care include și pastereala, și gipscartonul, și căpriorul, și practic am văzut că se ajunge la un coeficient U de 0,11, pe care trebuie să-l penalizăm cu celelalte punți termice prezente în acoperiș, de exemplu cele din jurul ferestrelor de mansardă, sau de la trecerile prin acoperiș, sau de care caracterizează perimetrul acoperișului, partea de joncțiune cu peretele vertical. Deci de la 0,11 mai pierzi ceva și vei reuși să satisfaci 0,14. Cam asta este socoteala. Este, așa cum ne-a arătat logica de evoluție a reglementării termice, a metodologiei și a normativului C107 din ultimul an, punctul de plecare. Deci de aici am plecat mereu când am stabilit configurația unei soluții, pentru că de aici, de exemplu, vei vedea ce sisteme de prindere sunt necesare, cam la ce performanțe de izolare acustică poți să ajungi, ce probleme de protecție vis-a-vis de acumularea umidității poți să ai și continuând la capitolul protecție împotriva zgomotului pe această soluție, deci 100 de milimetri plus 200 de milimetri plus placa de gips carton 12,5, avem un indice de atenuare al zgomotului aerian de 55. Deci 55 cu corecțiile pentru zgomotul roz și pentru zgomotul de transport de minus 4, minus 11. Performanța este onorabilă. Deci este cam performanța
în jurul valorilor pe care le avem pentru pereții de fațadă. Și ăsta e un perete de învelitoare, deci e și el cu aceleași cerințe de funcționare. Dacă se dorește o valoare mai mare de acest 55, ce se poate face? Adăuga a doua placă de gips carton. Deci trecem de la 55 la 60. Sunt măsurători care au fost făcute, nu au fost făcute la noi în țară. Ne propunem să le repetăm exact cu produsele pe care le avem aici și vom fi în măsură să prezentăm anul viitor, probabil, valorile astea exact cum au rezultat din teste făcute în România. Ca să vedem contribuția sistemului de termoizolare și de placare interioară, trebuie observat că doar învelitoarea din țigle ceramice, pentru că în condițiile astea ai făcut testul, asigură 14 decibeli. Deci, practic, am reușit să majorez cu 39 de decibeli sau așa ceva, cu mai mult, 41 de decibeli cu placarea și cu termoizolarea. La altă cerință importantă, securitatea la incendiu, ce putem spune? Dintre toate componentele prezente în soluții, absolut toate au Euroclasa A1 sau A2 S1D0. Practic, cum se mai numesc, produse incombustibile. În afară de membrana barieră de vapori și de accesoriile sale. Ce ne putem aștepta la rezistență la foc? Dacă ca placare vom utiliza o placă tip F, deci RF, cum se zice în nomenclatorul Egips, de 15 mm, putem asigura un EI30. La fel, putem asigura un EI30 și cu două plăci obișnuite de tip A, de gips carton, de 12,5. Dorim mai mult EI60, trebuie să punem două plăci de RB de 15 mm. Cred că RF sunt aici, de fapt, da. Eu am încă greșeală, scuze. Cerințe de rezistență la foc nu se întâlnesc prea des, dat fiind că genul ăsta de acoperișuri este tipic clădirilor unifamiliare. Nu sunt clădiri cu probleme mari de evacuare în caz de incendiu, dar e bine de știut. Dacă e nevoie pe undeva, putem să avem genul ăsta de performanțe la nivelurile care le-am spus mai devreme. La cerința igienă, sănătate și mediu înconjurător, am găsit doar o subcerință care ar fi relevantă și care ar merita o discuție, și anume prezența umidității în anumite părți ale construcției sau pe suprafețe din interiorul acesteia. Cum ne propunem cu această soluție Mansarda Perfectă Plus să răspundem sau să o evităm? Prin ceea ce denumim sistemul izoverbar. E un ansamblu de produse bazat pe membrana Vario KM Duplex, care o vedeți în partea din dreapta jos, pe o serie de accesorii, cum ar fi masticul etanșant Vario Double Fit, vedeți în partea din stânga jos a imaginii, banda adezivă Vario KB1, partea din stânga sus, Vario Multitape. Fiecare dintre ele propunându-și să asigure etanșarea acolo unde membrana se întâlnește cu alte părți ale construcției. Nu vom intra în detaliu la partea de montaj. Vrem doar să explicăm de ce am propus acest sistem de protecție împotriva umidității din aer. Atenție foarte mare, nu e de protecție împotriva umidității din precipitații. Trecerea aerului umed prin elementul de construcție în timpul iernii, de la interior către exterior, presupune pierdere de căldură și mai ales risc de condensare. Ea trebuie evitat. Acest lucru este realizat de
orice membrană barieră de vapor, nu doar de membrana care e în soluția asta, membrana varie. Mai este și o a doua parte a derulării acestui fenomen, și anume generarea aerului umed din uscarea lemnului, lemnului șarpante, și care în soluția prezentată este înglobat în produs izolant. Asta se petrece în timpul verii, când avem sursa de căldură care să producă această uscare a lemnului, adică radiația solară. Și atunci există risc de condensare, pentru că acest aer umed va încerca să va circula în interiorul produsului din vată și va putea condensa, de exemplu, pe partea care e cea mai rece, de data asta la interior, pe bariera de vapori sau pe placarea interioară. Ca să evit acest fenomen, numai membrana vario KM duplex știe să o facă și o să vă arătăm printr-o animație imediat cum. Vedeți că lemnul șarpantei constituie obiectul atenției. Ne dorim ca el să nu ajungă în starea căpriorului prezentat în partea din dreapta jos, adică încărcat cu mucegai, cu diverse alte alge sau microorganisme. Lemnul are probleme atunci când este, când conține prea multă umiditate. El este într-o stare neafectată de prezența microorganismelor atâta vreme cât are un conținut de umiditate mai mic decât 18%. În general, este situația atunci când lemnul se află în contact cu un aer care are mai puțin de 80% încărcare de vapor de apă. Aveți în imagine ceea ce se întâmplă atunci când lemnul este uscat, deci dry wood este întotdeauna la un conținut sub 18%, iar începând de la 18%, deplasându-ne pe axă în direcția spre dreapta, apar una după alta diverse microorganisme care pot aduce șarpanta căpriorii în starea bucății de lemn pe care o vedeți mai jos, cu parte deja dispărută din masa elementului din lemn. În această soluție mansarda perfectă plus, membrana pe care am prevăzut-o are o structură care se schimbă. În partea de sus, pe timp de iarnă, vedeți membrana care are niște orificii foarte mici. Așa se comportă materialul din care este făcută membrana, care sunt fibre poliamidice. Și își poate juca rolul pe timp de iarnă de barieră, orificiile fiind prea mici pentru a permite trecerea vaporilor de apă. În partea de jos este aceeași membrană, dar pe timp de vară, vedem că orificiile din membrană s-au mărit și lasă să treacă vaporii de apă prin ea. Să înțelegem mai bine, urmărind o animație, ceva mai târziu, iar această funcționare tradusă în proprietăți fizice, arată ca în graficul din fața noastră. Membrana are ceea ce numim o permeabilitate variabilă la trecerea vaporilor de apă. Valoarea permeabilității este în ordonată, deci vedem valorile 0, 2, 4, 6, 8 de grame pe metru pătrat și oră. Iar în funcție de umiditatea atmosferică relativă, deci a aerului cu care membrana e în contact, linia roșie ne arată că pe timp de iarnă, când avem o umiditate atmosferică relativă în jurul valorii de 40%, membrana fiind instalată către interior, deci asta avem în interiorul mansardei, și găsim o permeabilitate cu o valoare foarte redusă. Deci linia roșie este la 0,34.
pe timp de vară, dreptunghiul roz, găsește linia roșie la valori de permeabilitate mult mai ridicat. Sunt între 3 și 5 și ceva. Și schimbarea asta de proprietăți se produce de ori câte ori avem schimbare de sezon sau schimbare de umiditate atmosferică relativă. Am reprezentat prin animație comportarea unei bariere de vapori obișnuite, care are o permeabilitate fixă, pe timp de iarnă. Avem în față o structură simplificată de acoperiș, care vedem partea de sus înveritoarea, deasupra condiții atmosferice de iarnă și plecând către în jos sistemul de termoizolare, placarea și cu între produsul din vată și placare, acea linie roșie, bariera de vapori obișnuit. Avem pe timp de iarnă producerea de vapori de apă în interior. Vaporii i-am reprezentat cu aceste picături. Se îndreaptă, încearcă să iasă, se îndreaptă către placarea mansardei. Acolo nu trec pentru că membrana are permeabilitate scăzută și rămâne în interior. Ce se întâmplă pe timp de vară cu aceeași membrană? Pe timp de vară avem o generare de vapori de apă plecând de la elementele din lemn către produsul din vată. Ei tind să se acumuleze în partea mai rece, deci vedem acele cerculețe albastre către interior, chiar pe membrană, și aici se opresc. Rămân pur și simplu acolo și vom regăsi inclusiv pe partea de jos a elementelor din lemn, ceea ce nu ne dorim. În timp, acumularea asta de umiditate poate provoca degradarea interiorului șarpante. Asta ne interesează în primul rând, mai puțin interacția cu bariera de vapori, care nu e chiar așa de sensibilă la prezența apei. Și ajungem la acel fenomen, încărcarea peste 18% a lemnului. Ce se întâmplă cu membrana variu? Pe timp de iarnă, absolut același acoperiș, cu membrană vario de data asta. Vedem în partea de sus, ne găsim în partea curbei marcată cu dreptunghiul albastru, adică permeabilitate scăzută. Se produc vaporii de apă în interior, încearcă să iasă, același fenomen ca și la membrana obișnuită. Nici o diferență până acum. Diferența apare pe timp de vară. Pe timp de vară, același fenomen, doar că membrana se găsește în partea dreptunghiului roz, adică cu permeabilitate mare. Radiație solară, încălzirea învelitorii, încălzirea elementelor de sub învelitoare, uscarea lor. Producere de vapori. Ei, în situația asta, membrana este permeabilă, are acele orificii dilatate, mărite, și vaporii de apă care ajung în zona membranei pot fi evacuați către interior. Și felul ăsta nu se mai pot acumula în lemn. Deci pot să usuc foarte bine lemnul și nu mai las umiditatea să se acumuleze. Ca idee generală, ca să rezumăm ceea ce am spus până acum, să înțelegem logica pentru care propunem această membrană, pentru a asigura, de exemplu, uscarea lemnului în șarpantele noi, când lemnul vine încărcat cu un conținut de umiditate care uneori este la limită, ca să evite acumularea de umiditate, evacuând-o pe timpul verii. Mai este o a treia funcție pe care e asigurată de orice membrană. Etanșă la vapori, deci nu permit nici aerului, aerul uscat,
să difuzeze prin sistemul de placare și prin produsul izolant, această difuzare pe timp de iarnă, de exemplu, fiind foarte dăunătoare pentru că e o pierdere de căldură suplimentară. Intru la reducerea consumului de energie. Și ca idee, deci, măresc durata de viață a construcțiilor de lemn. E arătat o bucată de lemn în membrană vario, în partea de deasupra, o bucată de lemn în membrană barieră de vapor obișnuită. Odată expuse la căldură, la încălzire, vedeți bucata din punga vario, practic este uscată, nu a generat niciun fel de picături pe suprafață, cealaltă a generat și acolo au rămas, n-au putut să iasă. Ce vreau să zic aici? Americanii te-ar contrazice. Da.